Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Euro Truck Simulator 2. E bine, prieteni, în acest moment ne aflăm în Craiova și mă gândesc că ar fi o idee destul de faină să luăm un transport de aici și să mergem mai departe în țară. Ia uitați, avem un job care ne trimite până în Hunedoara, ceea ce este destul de departe, dar în același timp mă gândesc că va fi un drum interesant și, de ce nu, chiar frumos. Deci, haideți să pornim la drum. Ok, da. Pornim motorul frumos, intrăm în drive și o luăm din loc. Op, așa. Acum trebuie să mă orientez în așa fel încât să ies din curtea firmei cât mai bine cu putință, fără să agăț remorca. Ceva de genul ăsta. Hai că am făcut o treabă super bună. Bun. Păi bine. Hai acum să vedem cum o să tranzităm noi Craiova. Pentru că tare mie că trebuie să ies prin oraș pe partea cealaltă. Da. Chiar o să fie interesant. Dar orice ar fi, ne vom descurca împreună. Pot să mă strecor? Chiar pot, pentru că nu vine nimeni. Și o să iau virajul din nou, foarte larg. Pentru că, de ce nu? Și acum, haideți să vedem cum este orașul Craiova astăzi. Când am venit în oraș, sincer, nu prea era trafic. Și văd că și acum, lucrurile arată destul de bine. Traficul este lejer și chestii de genul ăsta. Orice ar fi, vreau să oprești GPS-ul. Nu de alta, dar îmi stă pe creier, îl văd acolo în colțul ecranului și, sincer, mă cam deranjează. Aș prefera să nu-l văd deloc. Până la urmă avem deja un GPS care se află în bordul camionului. Cred că ăla e suficient. Oare prindem și noi verdele ăsta? Da, nu-l prindem. Bun. Am avut puțin ghinion. Dar, oricum, ce se poate întâmpla rău? Stăm la un semafor. N-a murit nimeni din atâta lucru. Ok. Păi, despre ce să vorbim noi astăzi? Sincer, nu am nici cea mai vagă idee. În general, tind să mă gândesc la un subiect sau măcar să găsesc ceva interesant de discutat. Dar astăzi chiar nu m-am gândit la absolut nimic. Pur și simplu aveam chef să mă joc Euro Truck Simulator 2, am pornit jocul, evident, vă dați seama, am dat drumul și la înregistrare și uitați-mă cum mă joc. Deci, cam asta e treaba. Păi da, acum chiar am ghinion. Este al doilea semafor consecutiv pe care îl prind. Chestie care s-ar putea să devină destul de repede ceva obositor. Dar în fine, pot eu să controlez semaforele? Nu prea pot. Deci, o să așteptăm. Din nou. Este puțin plictisitor, dar cineva trebuie să facă și treaba asta. Și aceea suntem noi. Păi bun. Nu știu aici virajul ăsta cât de frumos cu putință. Oh, căcat, ce naibii s-a întâmplat? Ce naibii s-a întâmplat? Mă jur că nu am nici cea mai vagă idee. Am lovit ceva. Fuck this shit. În fine. Hai să continuăm. Am pus avariile. Deci mă jur, nu am nici cea mai vagă idee ce am lovit. Băi, pe bune. Atât de începător sunt. Și drept nu prea am mai condus de foarte mult timp. Așa că mă aștept să mai fac niște greșeli. Dar nu am nici cea mai vagă idee în momentul ăsta ce naibii s-a întâmplat. Deci, efectiv, sunt paralel. În fine, trecem peste. Se mai întâmplă și accidente. Acum, hai să vedem cum ne strecurăm noi pe aici.
Asta chiar o să fie interesant. Sper să nu mai lovesc pe nimeni. Hop, așa. Perfect. Chiar mă gândeam dacă o să încap pe acolo cu camionul, fără să mă urc pe bordură, mare atenție. Și într-un fel sau altul, m-am descurcat și am încăput. Ceea ce este absolut genial. Păi bine, din câte observați, tocmai am ieșit din Craiova. Am avut un incident. Încă nu m-am prins exact ce naibii am făcut, dar garantat am făcut ceva greșit. Și na, trebuie să fiu mai atent pe viitor. Până acum, câte amenzi am luat? 3 amenzi, dacă nu greșesc. Da, vă dați seama. Nu este fan absolut deloc să pierd bani. Dar când greșesc, e bine, pierd bani. E inevitabil. Și poate pe aici ar fi cazul să mai încetinesc și eu puțin. Nu știu. E doar un gând. N-aș vrea să merg prea repede pe aici. Deși, cred că nu e un viraj atât de periculos. Nu. Nu este periculos, dar este adevărat, ne mișcăm poate puțin cam prea repede. Și un sens giratoriu prin care trebuie să trecem cu grijă. Ia să vedem. Opa, așa. Dăm și noi frumos semnal. Și iată-ne că am ieșit din acest sens giratoriu. Bun. Totul bine și frumos până aici. Mai puțin micul incident din Craiova, despre care nu o să mai vorbim. Și haideți acum să vedem cum este drumul mai departe. Ce drept? Este liber. Asta pot remarca. Chiar este neașteptat de liber. Lucru care, sincer, îmi place. Până la urmă, nu mă complic, nu mă stresez. Totul e așa, o relaxare. Și aici văd că avem și un Peco. Nu am nevoie să opresc la benzinărie. De alta, dar am luat camionul cu plinul făcut pentru această cursă. Deci nu trebuie să completez eu nimic. Ceea ce e chiar super mișto. Și asta înseamnă că putem merge mai departe. Ok. Filiaș. Am luat o amendă, pe bune. Imediat ce am intrat în localitate, am luat amenda. Eu mă uitam în acest moment la GPS, pentru că el îmi spunea să merg drept. Și eu vedeam că, băi, pot să virez la dreapta, pe acea bretea, și să ajung în același loc, cu mai puțin efort. În fine, pierd bani în continuare. Deci, asta e o problemă a mea. Faptul că pierd bani. Sau, în fine, faptul că probabil sunt începător. Mai mult ca sigur, cred că mai degrabă asta e problema. Sunt începător. Vă dați seama, cu timp o să mă perfecționez și eu și o să iau mai puține amenzi și eventual nu o să am incidente în trafic. Ar fi indicat. Dar, în fine, asta cu timpul. Nu se întâmple toate așa peste noapte, pentru că e imposibil până la urmă. Bun. Oare cât mai avem până la destinație? Ok. Destul de mult. Ia hai să mai accelerăm și noi. Da. Poate ar fi o idee bună. Mergem cam încet și pe drumul ăsta ne permitem să mergem și noi poate puțin mai repede. Nu cu mult, dar puțin. Cât să simțim și noi că ne deplasăm așa mai cu viteză. Și în continuare o să ne vedem de treaba noastră. Opa, așa.
sunt niște lucrări pe aici, sau în fine, erau niște lucrări pe banda cealaltă, nu neapărat pe bandă, cât pe sensul opus. Ați înțeles voi ideea. Și aici să încetinesc, că parcă merg cam repede. Așa. Oare prin ce oraș să mai trecem noi acum? Pare un oraș cu puțină industrie. Ce oraș să fie oare? Ia să vedem. Aflăm imediat, pentru că cel mai probabil vom avea semnul de intrare în oraș. Deja trebuie să reducem viteza. Opa, așa. Și în acest moment am intrat în Rovinari. Ok. Foarte interesant. Mamă, dar orașul ăsta e super plin de industrie. Interesant. Chiar nu știam treaba asta. Deci, pe bune, chiar nu aveam nici cea mai vagă idee că în Rovinari e atât de multă industrie. Păi, orice ar fi, noi o să mergem mai departe. Ce drept, încet vom merge, nu ne vom grăbi, tocmai trece și CFR-ul pe lângă noi. Și am ieșit din Rovinari, nu? Exact. Așa că, ce o să facem noi? O să accelerăm. Și o să mergem puțin tel mai repede. În speranța că o să ajungem la Hunedoara repejor. Eventual până la lăsarea serii. Asta ar fi ideal. Dar vom vedea. Hopa! Am ajuns într-o altă localitate. În Vârț, nu? Parcă așa am citit. Deci chiar trebuie să mergem încet. Pentru că la un moment dat trebuie să virez dreapta. Ok, asta o să fie interesant. O să fac așa. Perfect. Și am luat și eu virajul ăsta super lejer. Cred că puteam să mă străduiesc puțin și să îl iau din scurt, dar am zis, de ce să fac treaba asta? Mai ales că ați observat și voi, drumul era super liber și nu am încurcat pe nimeni. Păi bine. Hai să mai băgăm și noi puțin în viteză. Parcă mergem prea încet acum. Da. Categoric mergem încet, dar asta e limita de viteză aici. Cum e ce ieșim din localitate, e bine, atunci putem să băgăm viteză. M-am săturat de amenzi, deci chiar mi s-a acrit. Păi cred că mai mulți bani plătesc pe amenzi decât aș plăti, știu eu, pe orice altceva. Până la urmă, da, fix asta se întâmplă pentru că nu am cheltuieli în momentul ăsta. Nu am camionul meu, nu plătesc rate, nu plătesc combustibil, deci singura chestie pe care o plătesc sunt amenziile. Bravo, Ginuțule! Faci o treabă excelentă. Ar trebui să-mi amintesc treaba asta și să încerc să nu mai iau amenzi. Bun, văd o mașină albă în spatele meu și nu știu dacă e poliția sau nu e poliția. Bună întrebare. Chiar bună întrebare. Nu-mi dau seama. Dar sincer, nu o să merg încet pe aici. Doar pentru că e o mașină albă în spatele meu. Care se prea poate să fie poliția. Ia, hai să băgăm și noi puțină viteză. În fine, acum cât ne permite drumul. Nu știu mai departe ce o să se întâmple. Deci, haideți să fim atenți. Opa, așa. Super, cred că acum mergem cu o viteză cât de cât ok. Cât de cât, zic. Nici prea repede, dar nici prea încet.
Și mă gândesc că următoarea oprire ar fi Hunedoara. Nu? Sincer, eu asta sper. Conduc de ceva timp și devine puțin obositor. Puțin, nu foarte tare. Ia să vedem. O, da, mai avem cam 70 de kilometri până la destinație. Bine de știut. Chiar bine de știut. Nu știu de ce, dar mă simțeam de parcă ne apropiem super repede de Hunedoara. Ce drept, ne apropiem, dar nu super repede. Ok, păi o să mai mergem pe aici. Ne mai bucurăm de priveliștea asta și de drumul ăsta frumos. Și om ajunge când om ajunge. Până la urmă ce ne mai grăbim. Opa, așa, pe aici chiar trebuie să conduc cu atenție. Ia să fiu mai grijuliu. Opa, așa. Să vedem, ne menținem banda frumos. Sincer, mie să nu fac accident pe aici. Mamă, deci nu mi-e deloc confortabil să trec pe lângă un alt camion sau un autobuz. Să trec atât de aproape. Chiar nu mă simt confortabil. Dar, în fine. Pot să mă plâng? Nu pot să mă plâng. Pot doar să merg cu grijă și să sper că tot o să fie ok. Ok, ia să fac și următoarea treabă. Să opresc farurile pentru că nu mai am nevoie de ele. Și wow, drumul până la Hunedoara este destul de complicat. Nu e niciun caz un drum ușor. Nu știu de ce mă așteptam să fie un drum așa super ușor, să fie totul floare la ureche. Dar în același timp este un drum super mișto. Nu știu, chiar simt că conduc. Nu că pur și simplu mențin banda. Știți ce zic, nu? Uneori, când ești pe autostradă, te simți de parcă trebuie doar să ții banda și e plictisitor și nu vezi nimic interesant și chestii de genul ăsta. Dar când ești pe un drum de genul acesta, ei bine, după cum spuneam, chiar simți că conduci. Uitați-ne pe noi aici. Super mișto, nu? Chiar super mișto. Păi bine, cred că greul a trecut. Sau nu știu, așa mă simt. Nu știu cât de încurcat ar putea să mai fie drumul ăsta. Da, nu cred că ar fi foarte încurcat. Și văd ceva în față. Ce să fie oare? Să ne apropiem noi oare de Hunedoara? Habar nu am. Rămâne de văzut. Ia să vedem. O, da. Hunedoara drept înainte. Super tare. Păi chiar super tare. Hai să vedem. Deja pe GPS îmi este afișată destinația finală. Deci asta înseamnă că suntem super aproape. Dar încă nu am intrat în localitate, deci putem să mergem ceva mai repede. Dar o să aprind farurile. Sau nu chiar așa. Opa, așa. Hai să vedem. Bun. Băiatul ăsta ne așteaptă. O, dar îți foarte mulțumesc. Ce om drăguț. Hai să-i dăm și noi cu mulțumescul. Perfect. Și în acest moment mergem cu apusul în față. Cred că este un... știu eu...
un apus frumos. Și oarecum un final frumos de zi. Tot ce rămâne de făcut este să mă prind eu unde trebuie să bag camionul. În ce curte? Bună întrebare. Oare aici? Da. Cred că aici. Perfect. Hai că am făcut treaba. Chiar am făcut o treabă super bună. Hai să vedem unde să parcăm noi acum. Și asta o să fie o întrebare bună. Băi, sincer, nu vreau să mă complic prea tare, așa că o să pun și o camionul unde o fi. Să fim serioși. Chiar nu am chef să mă mai complic. Parcăm și noi aici, să fie treaba. Bun. Ia uitați-ne aici. Frumos. Ne-am oprit. Tragem frâna de mână. Oprim motorul și deconectăm remorca. Perfect, prieteni. Am condus bine. Din câte observ, nu am avariat transportul. Ceea ce e bine. Am avut un incident, deci chiar mă temeam că s-ar putea să se fie avariat ceva, dar din câte observ, am scăpat. Totul este ok. Ne luăm bănuții și ne vedem mai departe de treaba noastră. Ei bine, prieteni, am câștigat ceva, ne-am plimbat și sper că v-ați distrat și voi alături de mine. Deci, dragi prieteni, noi o să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând. O zi excelentă vă doresc, la revedere!